Vă salutăm de la poarta nord-vestică a munților Apuseni și intrăm pe teritoriul lor să descoperim alte locuri din acest tărâm deosebit. Din localitatea Poieni, județul Cluj, intrăm pe drumul Apusenilor, o șosie alpină care va lega drumul național 1 de Stâna de Vale prin Valea Iadului. Noi străbatem doar porțiunea dintre Valea Drăganului și Remeți, tronson finalizat care șerpuiește spre dealul Caprei și care ne oferă priveliști impresionante. Ne oprim câteva minute pe o platformă de beton situată deasupra lacului și barajului Drăgan Floroiu, considerat al doilea baraj ca mărime din țară după Vidraru. Barajul adună apele râurilor Drăgan și Sebeșel și a fost construit atât în scop energetic, cât și pentru atenuarea viiturilor. De aici urmărim munții care se oglindesc în lac, barajul în formă de arc, lacul care se desparte în două brațe de 4 respectiv 12 km. Privim cerul cu nori gri și ne dorim ca razele soarelui să învingă, apoi privirea coboară spre prăpastiile adânci în care s-a cuibărit frumosul lac, facem o fotografie și ne continuăm drumul. Urcăm pe serpentinele multiple până la altitudinea de 1100 de metri, apoi coborâm în Remeți și ne continuăm drumul spre Beiuș. Distanță de aproape 3 km, drumul își face loc printre niște pereți de calcare impresionanți. Sunt cheile Albioarei care fragmentează o porțiune din munții Pădurea Craiului și care în interiorul lor adăpostesc o serie de peșteri. Thrill, no. I just wanna over.
De la Beiuș ne îndreptăm spre mănăstirea Izbuc, cea mai veche vatră de sihăstrie monahală din Episcopia Oradiei, care datează din secolul al XI-lea. O perioadă, viața monahală a fost întreruptă, dar din anul 1928 s-a redeschis. Mănăstirea Izbuc este situată la poalele munților Codru-Moma, într-un cadru pitoresc. Numele de Izbuc vine de la izvorul de lângă mănăstire, care izbucnește la anumite intervale. Acest izvor este monument al naturii, dar mai presus de atât are efecte tămăduitoare pentru cei credincioși care vin aici. Ne îndreptăm spre casă, dar mai facem o ultimă oprire la Țebia, în locul numit Panteonul Moților. Aici se găsește gorunul lui Horia, un stejar vechi de circa 400 de ani, unde Horia i-a chemat la luptă pe moții iobaci. Lângă acest gorun este îngropat și Avram Iancu, valorosul revoluționar pașoptist. Un lac impresionant, niște chei săpate în munți, o mănăstire deosebită și o pagină de istorie, aceasta a fost călătoria noastră de astăzi în munții Apuseni. My time on boys like you.